Și cu adevărat a sunat un clopoțel, un telefon. Am tot așteptat, având ca țintă ziua de 23 august, dintr-un motiv strict legat de muzică, aniversarea unor artiști de valoare, artiști iubiți de publicul românesc și, în ultimul rând, aniversarea unor prieteni. Doamnele au avut întâietate, așa că i-am transmis cele cuvenite mai întâi Andrei. Și acum vine domnul Paul Surugiu. La mulți ani, fuego! Îți mulțumesc, Bogdan, mulțumesc tuturor ascultătorilor care mi-au transmis mesaje până la ora aceasta. Mă entuziasmează și onorează gândul echipei de profesioniști a Radio România Actualități, de la care am învățat cu toții să apreciem muzica de calitate. Mulțumesc, Bogdan, că te-ai gândit la mine, sunt onorat. Uite, nu doar eu, au sosit foarte multe mesaje de felicitare pentru tine. Ne-a scris Petruța din Giurgiu, Daniela din Iași, doamna Moldoveanu din Hunedoara, Mariana din Vălenii de Munte, Florin din Botoșani. Am o grămadă de mesaje în față, aproape că am acoperit toată țara. Unde petreci? Vreau, unde petreci astăzi? Vreau să spun că petrec în această zi muncind. Am câteva spectacole și mă duc tocmai la Techirghiol, unde am zilele localității. Și ajung până în Moldova în seara aceasta, noaptea aceasta. Dar vreau să știi că îmi face mare plăcere, pentru că bine, știam că oamenii sunt alături de mine în ziua aceasta. Vreau tuturor să le mulțumesc, chiar la acest aniversar, un moment al bilanțului artistic, dacă vrei, și afectiv, e doar un prilej de bucurie. O provocare pentru a merge mai departe, susținut de toți cei care îmi iubesc muzica. Știu că astăzi e ziua colegei mele, Andra, cu care am copilărit la Turda și Câmpia Turzii. E ziua lui Ovi, pe care îl salut. E ziua lui Mădălin Ionescu, prietenul și colegul meu de la un post de televiziune. Le doresc tuturor sănătate. Iar dacă m-ai întreba astăzi, dragul meu Bogdan, care este crezul meu, aș spune așa ascultătorilor Radio România: dacă vreți cu voi lumina să o împart, lăsați-mă să ard. Lăsați-mă să ard. Dacă vreți să știți ce am în suflet și în gând, lăsați-mă să cânt. Lăsați-mă să cânt. Foarte frumos. Eu, ce să spun, sunt impresionat de aceste versuri și de faptul că ai răspuns telefonului, nu aranjasem nimic înainte. Am spus, oricum difuzez ceva și îți urez la mulți ani. Dacă tu vei răspunde, vei face pe foarte mulți ascultători fericiți, pentru că am vrut să le ofer ceva mai mult decât o melodie, chiar dacă foarte frumoasă, din repertorul tău. Și eu te știu pe tine. Îmi doresc din suflet, Bogdan, să fiu acolo lângă tine într-o emisiune, să pot să vorbesc cu ascultătorii noștri și să pot să împart bucuriile mele de atâția ani împreună cu ei, și sper că lucrul acesta se va întâmpla. Cine știe, poate se va întâmpla. Da, eu cred că românii au nevoie de muzica românească. Uite, chiar am să te rog, pentru că este ziua ta, dar tu ești un tip altruist. Da. Un mesaj pentru ascultătorii România Actualități din țară și de dincolo de Prut, acum de ziua ta. O, Doamne, știu că Radio România se ascultă și la, în Basarabia, în Republica Moldova, acolo unde oamenii sunt alături de mine când cânt la Palatul Național. Tuturor le doresc să fie fericiți, să fie sănătoși. Și atunci când te simt singuri, să asculte muzica românească, muzica artiștilor români, pentru că artiștii în general fac viețile mai frumoase oamenilor. Vă doresc tuturor o zi minunată, să vă bucurați de acest sfârșit de vară frumos. Și să nu uitați că Fuego vă iubește. Ei, nu întâmplător am ales o melodie compusă de Ion Alda Teodorovici. La mulți ani, Paul, să fii sănătos. Tot ce-ți doresc să se întâmple. Mulțumesc. Din depărtări, goniți de tot, voi reveni. Tine. Nu mai vreau în nopțile târzii să mă gonească pașii pe care pusi. Nu mai vreau în nopțile târzii să mă gonească pașii pe care pusi. Crede-mă, amore, crede-mă, de-ți e dor. Amore, chiamă-mă, chiamă să uităm ce-a fost, ce-n
ne-a întristat. Tu, amore, chiamă-mă să uităm ce-a fost, ce ne-a întristat. Tu, amore, chiamă-mă. Părtări, goniți de tot, voi reveni la tine. Te rog să-mi spui, să-mi spui, te-am așteptat. Și chiar de-o fi să mint, să-mi spui, nu te-am uitat. Te rog să-mi spui, să-mi spui, te-am așteptat. Și chiar de-o fi să mint, să-mi spui, nu te-am uitat. Crede-mă, amore, crede-mă, de-ți e dor, amore, chiamă-mă, chiamă să uităm ce-a fost, ce ne-a întristat. Tu, amore, chiamă-mă, să uităm ce-a fost, ce ne-a întristat. Tu, amore, chiamă-mă. Crede-mă, de-ți e dor, amore, chiamă-mă, chiamă să uităm ce-a fost, ce ne-a întristat. Tu, amore, chiamă-mă, să uităm ce-a fost, ce ne-a întristat. Tu, amore, chiamă-mă. Lai, lai, la, le, 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 lai, lai. Piese pe alese la Radio România Actualitate.